Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cei mai atenți dintre voi s-au prins că e vorba de... Crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. Dublu sau nimic în deșteptarea de luni. De luni, da, mai devreme a fost un teasing la teasing. Deci asta e teasing-ul pentru luni. Nu, și mai s-a scăpat pe surse. Pe surse. Fost ceva de genul ăsta. Dar noi de ce n-am face și triplu sau nimic? Triplu sau nimic? Da, deci facem un apel la sponsor. Dacă vreți să dați mai mulți bani, așa, triplu sau nimic ar fi o idee foarte bună. Stai că până la coadă e quadruplu sau nimic. E quintuplu. Că plecăm de la un premiu care se dublează succesiv, da, până la 3 ori. Deci dublu sau nimic este acel concurs faimos care a început, mama, cred că e... Prima dată a avut, sunt 8 ani de atunci, 7 ani de atunci. Cam așa, da. Se începe de la 100 de euro, durează o săptămână. Se începe de la 100 de euro și se pot câștiga 4.000 de euro vineri la ultima întrebare, în anumite condiții. E adevărat. Găsiți regulamentul pe site-ul nostru, pe europafm.ro, dar cred că majoritatea celor care ne ascultă știu deja despre ce este vorba. 4 întrebări. Câtă tensiune e în concurs. Se dublează banii la fiecare răspuns corect. 100, 200, 400, 800 și a doua zi, dacă nu s-a câștigat, se începe de la 800. De la 200. 200, pardon, așa e. 200. Un detaliu foarte important, foarte important. Înscrierile au loc pe site, pe europafm.ro. Am deschis înscrierile, așadar intrați pe site-ul nostru, pe europafm.ro, și vă puteți înscrie din momentul ăsta. Uh-huh. Super. Și după aceea, luni dimineață, computerul face o extragere. Da. Sunăm, 4 întrebări, prima zi, 800 de euro. Uh-huh. Hai să vedem, poate dăm banii ăștia. S-au și câștigat banii ăștia. Mai țineți minte 4.000? Când s-au dat 4.000 de euro prima dată? Cred că... prima dată nu mai știu. Am, mai, cred că era 2014, da. În 2014, Ionuț îl cheamă pe primul câștigător de mare premiu dublu sau nimic. Ionuț. Da, am încercat ieri să-l caut pe Ionuț. Am găsit momentul. Serios? Când a câștigat el 4.000 și am vrut să-l sun ca să-l avem astăzi în direct, să ne povestească cum a trăit atunci experiența. Însă Ionuț și-a schimbat locul de muncă, avea telefon de serviciu de pe numărul ăla, așa că nu l-am găsit, pe noi. Da. Cu 4.000 de euro a început un mic business, acum dacă ne ascultă cumva valetul lui Ionuț, poate îl trezește pe șeful, te caută de la radio, băieții. Ionuț, da, dacă ne asculți, sună-ne. Să ne povestești cum a fost. 0372069599. Bine, altfel aș vrea să ascultăm momentul respectiv. E scurtă, durează 3 minute, ca să vă aduceți aminte, sper, dacă ați fost pe frecvență atunci, cum s-au dat primii 4.000 de euro la dublu sau nimic în deșteptarea. 500 de euro. Ionuț, mare atenție, spunem pentru 500 de euro, cine a scris Moromeții? Marin Preda. Cine, mă? Marin Preda. Ești sigur? Sigur, sigur. A trecut timpul, nu mai poți face nimic, nicio modificare. Ionuț, știi că... nevoie. Toți ascultătorii Europa FM de pe frecvențele Europa FM de la această oră și de pe internet, de oriunde, știu că răspunsul tău a fost corect! 1000 de euro. Avem 1000 de euro. Ionuț? Da. Ce metal este supranumit argintul viu? Mercurul. De unde știi tu, mă? Ia zi. Pe ce te bazezi? Ai vreo rândă la securitate? Și care e simbolul chimic? Hai, mai pune și tu ceva pe masă. Ai câștigat 1000 de euro. Este. Bravo, Ionuț. 2000 de euro. Pentru 2000 de euro, în 8 secunde, te rog să-mi spui ce președinte al României de după 1989 s-a născut la Oltenița. Ion Iliescu. Al câtelea? Ce prostie. Băi, n-am făcut nimic cu Ionuț. Ne ia bani. Ionuț! Ionuț, ai câștigat 2000 de euro! Eu ce era acolo, frate. Uuuu.
ta prietenă? Asta a fost mai bună. Ionuț, ai 2000 de euro. Tic-tac, tic-tac. Mamă. 4000 de euro. Mamă. 4000 de euro. N-am ajuns niciodată până aici. E o premieră la dublu sau nimic. Ai 8 secunde, Ionuț, să ne răspunzi la următoarea întrebare. Cum s-a numit prima oaie clonată? Dolly. Zoli? Dolly. Boli? Dolly cu D de la Dumitru. Spanciu. Băi, Ionuț, ai luat 4000 de euro. Ești foarte bun. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. 4000 de euro ai câștigat în această dimineață la dublu sau nimic, bravo! Da! Foarte ce hărmălaie acolo, ce gălăgie, ce fericire, bucurie, mulți bani, mulți bani. Poate dăm de luni încolo. Erau mai ușoare, erau vremuri mai... Ce să zic? Mi se par mai grele acum. Serios. Totuși, adică pentru 4000 de euro, întrebările au fost... destul de simple, da. Și erau 8 secunde atunci, nu 6 ca acum. Țin să precizez că nu mă ocupam eu atunci de concurs. Ce președință român s-a născut la Mulfadlar. Da, mă, vezi cum toate începuturile astea se leagă de Ion Iliescu. Cumva. Bine, începând de luni dimineață, în deșteptarea dublu sau nimic, înscrieri non-stop pe europafm.ro la secțiunea concursuri. Vă așteptăm acolo și vă așteptăm în direct cu banii ăștia. Mult succes! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.